Am revenit în platou, discutăm despre educație în afaceri și cum pot, iată, managerii din ea și nu numai, chiar din regiunea de Nord-Est, să aibă acces la această educație și informare de calitate. Alături de mine se află domnul lector doctor Tudor Jijie, managerul proiectului, și domnul conferențiar doctor Andrei Neștian, partener educațional al proiectului, ambii totodată angajați ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, mergând cu drag la cursuri în cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din Iași. Care ar fi condițiile, pentru că iată, i-am provocat înainte de pauza de publicitate să se înscrie la cursuri pe toți cei ce deja activează în mediul de business. Atenție, nu este un proiect pentru studenți, pentru cei ce nu conduc afaceri, ci doar pentru cei ce au o anumită experiență în lumea afacerilor. Care ar fi condițiile pentru a se înscrie pe ce site? Vă rog să repetați. Edu. Edu de la educație.istmarketing, de la numele firmei.ro. O să rog colegii din emisie chiar să modifice din când în când site-ul, să poată să-și ia fiecare dintre cei interesați notițe. Da, e un proiect dedicat oamenilor care conduc fie firma în ansamblu ei, fie compartimente, departamente în cadrul firmei, deci pot fi mai multe nivele de management, da, implicate. Din regiunea de Nord-Est, iar firmele respective sunt IMM-uri, vom extinde plaja și către firme mari, dar în principiu dorim ca cea mai mare componentă de grup țintă să vină de aici, din zona de IMM-uri. Cursurile... Aceasta este singura condiție? Trebuie să activeze în mediul de business de ceva timp? Nu contează domeniul de activitate? Nu avem restricții în ceea ce privește domeniul de activitate. De fapt, ghidul finanțatorului a fost foarte generos din punctul ăsta de vedere. Nu a venit cu prea multe restricții, cum se mai întâmplă în cazurile altor. Vârsta? Proiecte. Nu. Nu contează. Nu avem așa ceva. Nu. Vârsta lectorilor, nu? Nu, nici măcar asta, nu. Nu, e importantă e nevoia de upgrade și în același timp știința că se va termina și cu un proiect concret dedicat firmei. Da? Deci oamenii vor pleca de acolo cu instrumente la cheie, cum vă spuneam și inițial, pentru firma lor. Vor găsi soluții, de exemplu, la problemele în care au fost puși de-a lungul timpului sau poate chiar acum sunt mulți oameni de afaceri ce au o anumită dilemă, nu știu cum să găsească rezolvarea la o anumită problemă. Vor putea interacționa cu lectorii, să adreseze întrebări, să caute de comun acord soluții bune pentru business-ul lor? Cred că nici nu se poate altfel. Eu, revenind la experiența mea cu predatul la MBA-ul canadian, primul lucru care era vizibil între cele două tipuri de cursuri pe care le țineam, să spunem, la școală și acolo, era că dacă aici nu prea te contrazicea nimeni, da? Mă refer la studenți, iarăși, puțin care sunt critici, da, foarte puțin studenți care îndrăznesc să fie critici la adresa ceea ce le transmiți. Acolo, practic, nu puteai trece de la un slide la altul fără să explici punct cu punct ce era acolo, iar oamenii veneau cu întrebări foarte precise cu privire la business-ul lor, că altfel nu își pierdeau timpul. Erau oameni de milioane de euro, cifre de afaceri. Deci, atât, nu sunt cursuri unde vine un profesor și îți predă, ci efectiv cursuri la care interacționezi. Da. Pui întrebări, afli răspunsuri. Omul ăla pleacă cu niște instrumente, repet, instrumente de management pe domeniul pe care vine. Că e vorba de resurse umane, că e vorba de marketing, că e vorba de implementarea noilor tehnologii, management financiar. Da, și să ne salutăm și noi colega de la universitate, dacă, nu doar moderatorul emisiunii. Da, mulțumesc. Acum, haideți să vedem, vine la cursuri, cât timp vor trebui să participe la cursuri și dacă vor pleca acasă cu o diplomă, vor da un examen, vor primi un certificat. Da, vor primi. Deci va fi și examen, va fi și proiect. Deci noi am gândit aceste module generoase ca timp. Da? Deci, repet, nu cursuri de weekend. Da? Am venit la un weekend, asta de vorbă cu profesor, am semnat o foaie de prezență, am plecat acasă. Toate modulele, mai puțin două dintre ele, sunt module de câte 60 de ore. Da? Dacă ne gândim la noi la facultate, un modul clasic, să spunem, de 56 de ore. 60 de ore și avem două excepții de la regula aceasta, managementul resurselor umane și managementul antreprenoriatului, unde avem 90 de ore alocate, iar aceste ultime două cursuri vor avea la final un examen cu reprezentanța Ministerului Muncii și cu o certificare tip CNFPA. Celelalte sunt doar diplome de participare, dar e pe o participare, să folosesc un termen academic, pe bune. Da, e pe bune. E și pentru noi o bună ocazie. Deci nu vin, mă trec pe listă și plec, ci efectiv trebuie să parcurgi cele 60 sau 90 de ore. Pentru că, și îmi cer scuze că am vorbit eu acum un pic mai mult, poate, și pentru noi, da, e o bună ocazie să testăm
În ce măsură un program de MBA educațional, mai departe, cu o diplomă venită de la universitate și de la universitate parteneri în afară, are, într-adevăr, astăzi adepți, are șanse în piața regiunii de Nord-Est? Pentru că noi, în final, chiar vrem să construim un astfel de proiect la noi, la universitate. Eu sunt sigură că v-ați aruncat privirea asupra pieții regiunii de Nord-Est, asupra ceea ce se întâmplă în mediul de business în regiunea de Nord-Est și dacă puteți să-mi dați ceva tendințe, ar fi perfect. Lucrurile sunt foarte clar vizibile în această zonă, în direcția dezvoltării afacerilor cu informație. Da. Îi se zice IT, dar sunt tot felul de afaceri care se dezvoltă în jurul procesării informației. De la simple procesări, de mutat date dintr-o parte într-alta, de dat niște informații într-un call center unui client, până la procesări mai complexe și până la, hai să zic, produse de tip cunoaștere, cum sunt software-urile, platforme și alte instrumente de afaceri de acest nivel. Deci este o piață care crește, care se dezvoltă. Ea se bazează pe, așa cum auzisem la un moment dat, pe autostrada informațională pe care o avem. Pe broadband-ul da, nu, de la nu pe, măcar o bandă din această autostradă v-ați încrasată de voi, da, și sunteți mândri de acest aspect. Și apropo, da, nu mai suntem locul 1 sau locul 5 în lume, că acum câțiva ani începem să coborăm. Apropo, cât de repede se învechesc tehnologiile. Scade. Dar oricum, suntem în top 10. Deci asta este o tendință foarte clară pe care putem să o vedem. Dar în afară de asta, eu cred că la nivelul Iașiului este foarte mare nevoie de crearea unor rețele mai bune de afaceri pe regiunea de Nord-Est. Deci această atractivitate aproape cu caracter unic a Iașiului nu este ok nici pentru Iași, nici pentru regiune. Deci undeva conectarea și cu celelalte zone, cu Vaslui, cu Botoșane, Suceava, Piatra Neamț, Bacău, cred că este foarte importantă și aici trendurile nu sunt chiar așa de vizibile, că ar fi niște direcții. Grupul Țintă este din toată regiunea, dar cei mai mulți vor veni din Iași, de altfel așa, Iași. În etapa de studiu a reușit, cumva era și firesc că de aici cea mai mare nevoie, pentru că aici e zona cea mai dezvoltată pe business. Dacă să vă uitați pe orice hartă, o să ne uităm împreună pe orice hartă multicoloră a dezvoltării României, o să constatați că pe regiunea de Nord-Est singurul județ care iese pe verde, da, e Iașu, și atunci cumva lucrul ăsta se regăsește. Iașul iese pe verde cu prima universitate din România. Această conectare a tuturor orașelor, da, din regiunea de Nord-Est se realizează, mi-aș permite să spun, în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, pentru că regăsim aici studenți care vin din toate zonele țării și sunt dornici să fie informați, informație de calitate, educație de înaltă clasă. Dar permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre un proiect de care sunt mândră că se derulează efectiv la universitatea noastră și iată, studenții din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași au parte de o serie de activități menite să dezvolte spiritul antreprenorial, dacă tot vorbeam de antreprenori, și abilitățile de redactare a unui plan de afaceri, pentru că degeaba învață din punct de vedere teoretic dacă nu află mai multe detalii de la specialiștii implicați. Mai mult decât atât, vor avea ocazia ca după ce redactează aceste planuri de afaceri, ele să fie prezentate oamenilor de afaceri din Iași, educați, da, și bine informați. Este un proiect susținut printr-un grant al Fondului de Dezvoltare Instituțională, proiectul Dezvoltarea și Sprijinirea Spiritului Antreprenorial în rândul studenților și absolvenților Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Se va derula prin Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul universității, iar într-o primă etapă, atenție la date, studenții vor beneficia de cursuri de antreprenoriat în perioada 27-28 octombrie și 3-4 noiembrie 2018. Vor învăța acolo cum anume să scrie un plan de afaceri, cum să realizeze trecerea de la planul de afaceri la întâlnirea cu efectiv cu membrii unui juriu pentru a vedea dacă planul lor a fost unul competitiv. Juriul va fi format din reprezentanți ai mediului academic, al mediului de afaceri și reprezentanți ai studenților, iar cele mai bune planuri de afaceri vor beneficia de mentorat, respectiv de întâlniri cu potențialii investitori de pe plan local.
local. Accesul va fi deschis pentru vreo 300 de studenți, indiferent de specializare, indiferent de facultate. Vor primi la final un certificat de admitere plus kitul antreprenorului, iar înscrierile se pot face chiar din acest moment pe www.sas.uaic.ro. Deci sas.uaic.ro, chiar și pe Facebook puteți intra să căutați SAS UAIC și să vă înscrieți. Iată că și reprezentanții mediului academic au simțit efectiv nevoia ca studenții să fie așezați la aceeași masă cu oameni învățați și educați din mediul de business. Știți care cred că e cea mai importantă componentă a acestui proiect și cea mai inovatoare față de ce proiecte de tip sprijinirea antreprenoriatului am auzit de la intrare în UE. Da, României. Sunt acum o serie de proiecte pe antreprenoriat în derulare. Da, dar partea cea mai deosebită, mie mi se pare, această sesiune de pitching, deci această sesiune de prezentare a planurilor în fața jurului, unui juriu de investitori, dacă o să fie chiar un juriu de investitori reprezentați din mediul de afaceri, ai studenților, dar și investitori. Atât mai bine, pentru că până la urmă planuri de afaceri au mai făcut mulți, au scris, au fost învățați să scrie, au fost foarte multe proiecte și în sesiunile anterioare de fonduri europene, dar aceasta este componenta pe care o găsesc într-adevăr ca mergând mai aproape de realitate a acestui proiect și felicit pe cei care s-au gândit la această soluție. Este va da mai mare realism planurilor de afaceri și chiar studenții care vor prezenta vor putea să primească un feedback mult mai realist de la oamenii de business. Și mai ales dacă oamenii de business vor fi implicați în proiectul dumneavoastră, nu? Și vor veni acolo să afle informații de ultimă oră. Mulțumesc pentru promovare. Mulțumim. Eu să știți că în ultima perioadă am început așa să militez pentru educație de înaltă clasă, pentru educație financiară, în primul rând, că e nevoie, indiferent de vârsta sau de domeniul de activitate în care activăm, e nevoie să afli efectiv tot ce înseamnă instrumente tehnici, chiar din piața financiară, și să știți să le folosești, să știi că ele există în primul rând, înainte ca să afli de posibilitatea de a le folosi. Dar totodată și educație de business, educație în afaceri. Eu cred că va prinde bine, anticipez că va prinde bine acest proiect și mai ales că tot vorbeam de targetarea piețelor internaționale, de internaționalizarea afacerilor, de nu se știe cum le vor veni ideea managerilor eșeni, iată, să cucerească noi teritorii și noi piețe. Cred că sunt obligați să aibă parte și de mai ales de că de vor intra în legătură cu oameni învățați, oameni ancorați în mediul de business, din Canada, nu? Sau de cine va mai veni efectiv? Da, deci pe componenta canadiană avem doi profesori care vor interveni, unul pe modulul de marketing, un altul pe modulul de TIC, da? de impact al noilor tehnologii, de fapt, în business. Deocamdată aceste două persoane sunt sigure. Dacă acum, să spunem acum 20 de ani, acum 10 ani, trendul acesta al internaționalizării viza în principal marile companii, acum IMM-urile trebuie să urmeze și urmează deja fix același pattern și e și firesc să întâmple lucrul ăsta, mai ales că ai și posibilitatea să te conectezi rapid la distanțe mari, da? Pe tot ceea ce ai nevoie, de la furnizare de soluții până la vânzare internațională. Deci componenta asta de internaționalizare e unul dintre factorii cheie de succes pe care trebuie să aibă un business la momentul de față, deci implicit și business-urile din regiunea noastră, din regiunea de nord-est. Care sunt efectiv schimbările de care România are nevoie sau simțiți, anticipați, că are nevoie România la nivelul comunității antreprenoriale, la nivelul mediului de afaceri? Cred că, în primul rând, e nevoie de niște antreprenori care nu neapărat să aibă un anumit profil. Deci asta e o discuție care a fost abordată în țările europene și în Statele Unite. Antreprenorul nu neapărat trebuie să fie un om cu un anumit profil, care a făcut aia, care a făcut cealaltă, care știe una, care știe cealaltă. Trebuie să fie o persoană care are, în primul rând, dorința de a merge într-o anumită direcție și trebuie să aibă un aparat de sprijin. Adică trebuie să existe niște posibilități ca el să primească competențele de care are nevoie. Nu luăm niște persoane cu un anumit tipar și numai din alea încercăm să facem. Avem nevoie de o abordare mai diversă, indiferent care este background-ul tău anterior, dacă vrei să intri în zona de antreprenoriat,
găsim o soluție, să analizăm ce îți lipsește ca și competențe ca să faci ceea ce îți dorești și acolo să vină completările. Deci nu mergem de la coadă la cap, ci mergem într-adevăr construind. Și asta este o abordare pe care în momentul de față noi nu prea o găsim în piața de business din România. Mai degrabă avem niște antreprenori care se bazează pe experiența anterioară în businessul respectiv. Da, deci undeva cred că aici este o schimbare majoră care trebuie făcută. Pentru a fi antreprenor nu trebuie neapărat să fi avut o experiență anterioară în domeniul respectiv, ci trebuie să dorești într-adevăr să mergi într-o direcție și să existe un sistem suport care pe care să-l poți accesa, nu un sistem suport gratuit, nu vorbim de o nouă formă de socialism. Antreprenoriatul cu socialismul nu merge împreună, ci vorbim de un sistem de sprijin pentru antreprenoriat. Astfel de centre în universități care să sprijine spin-off-uri, astfel de proiecte din piață proiecte unde se pot duce, care pot să se înscrie, găsească cunoștințe, chiar zone de cooperare între instituții publice și mediul privat, în care se poate să se producă parteneriate de acest tip, care să creeze o anumită emulație. Și poate să apară o nouă categorie de antreprenori cu un alt profil. Ați ce am văzut până acum. Quadruplul Helix. Să vă rog, un termen foarte așa tehnic. Bine, dacă tot vorbim în generațiile din prezent, da, iată, generația X, generația Y, poate vom găsi o nouă generație de antreprenori, de ce nu? Sau poate se va naște această generație după ce vor participa la cursurile din proiect. Oricum, totul e în schimbare. Pentru totul trebuie să fie un început. Da? Eu, că tot s-a pomenit de instituții suport, aș vrea să nominalizez o astfel de instituție suport în afara universității, o altă instituție care coagulează business-uri din regiune, le analizează nevoile, mai departe identifică inclusiv soluții financiare dedicate, ADR-ul. Există la momentul de față o strategie de dezvoltare pe specializare inteligentă, să numește, a regiunii noastre, care are în spate niște analize foarte serioase și pentru care ADR-ul a obținut sume dedicate special în afara acordului de parteneriat al României, direct de la Bruxelles. Și e o altă zonă pe care o putem accesa și o altă zonă la care ne putem conecta. Da? Pentru că nevoia asta de conectare, într-adevăr, e una fundamentală atunci când vrei să faci un business serios sau în general când vrei să faci ceva. Nu doar așa o concurență de tip, încercăm să ne scădem șansele unii altora, nu. De fapt, a concura înseamnă a alerga în aceeași direcție, asta însemnând că de fapt ne și ajutăm să alergăm cu toții în aceeași direcție. Da? Deci mă bucur că am putut să spun ceva de bine. Da? Iată și despre asta instituție. Și tot de bine vreau să mai spuneți, pentru că aș vrea să le dați câteva sfaturi celor ce sunt deja implicați în mediul de afaceri. E greu. E greu. Eu pot păi să gândiți-vă că să vă confruntați cu această întrebare la cursuri și o să vină oamenii de afaceri din Iași să vă întrebe ce ne sfătuiți să facem. Sfaturile de afaceri vin pe cazuistică. Adică mai întâi îi întreb tu pe ei. Deci asta. Vom răspunde cu multe întrebări. Așa, dar în urma cărora vom contura soluții. Da, cred că e o abordare cât se poate de corectă. Prima dată trebuie să-l asculți pe cel căruia vrei să-i oferi consultanță. Dacă nu îl asculți și nu îl înțelegi foarte bine, e foarte greu să-l ajuți pe urmă să se dezvolte. Sunt ăștia trei pași, să-l asculți, să-l înțelegi și pe urmă să-i dai un sfat. Deși poate ca profesor universitar s-ar putea să avem o tendință, găsim noi o carte. Găsiți acum și vă spun, vă dau eu ceva dintr-o carte ce n-ați mai văzut și asta sigur o să fie un panaceu. Nu cred în soluțiile astea, pentru că am văzut de prea multe ori soluții aduse din afară și transformate aici în forme fără fond. Adică cineva a încercat să facă ceva ce a văzut în altă parte, dar fără adaptarea la local, o să citești 100 de cărți de management americane și când încerci să faci management într-o firmă românească, o să constați că ceva e un pic diferit. Oricum, ideea este că noi vom avea cursuri personalizate, să știți că noi aici nu vom preda ce predăm în mod curent la universitate. Că ne adresăm unui public care deja are niște nevoi de business foarte concrete. Da? Și atunci, de asta mă întorc cumva la cuvântul inițial,
tip MBA. Da. Da. Înscrierile deja au început. Da. Cu siguranță când ieșiți din emisiune o să vă mirați câți oameni de afaceri au accesat site-ul. www.edu.eastmarketing.ro. Da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră din această seară în cadrul emisiunii mele și să știți că vă aștept cu mare drag și la o altă ediție să-mi povestiți despre întâlnirile pe care o să le aveți cu reprezentanții mediului de afaceri. Sunt foarte curioasă să vă notați de fiecare dată care sunt întrebările, care sunt problemele, care sunt provocările lor pentru cei de la catedră, da, și care vor fi răspunsurile și soluțiile. Și de ce nu, chiar poate o să reveniți în platou cu un cursant 2 să ne povestească. Mulțumim. Succes în derularea proiectului și rezultate cât mai bune să aveți. Mulțumim mult. Mulțumim. Mulțumesc. Pe dumneavoastră vă aștept joia viitoare la aceeași oră, ora 20, să luăm din nou pulsul economiei și ne sunt Carmen Sandu Toderașcu și până ne revedem, vă doresc să aveți o seară frumoasă, sănătate, succes la bani și nu uitați, dacă sunteți deja antreprenori implicați în mediul de business, înscrieți-vă la cursuri pentru educație în afaceri de înaltă clasă. La revedere, seară frumoasă!